Cumva bucătorul meu, cumva bucătorul meu și focul meu, strigați-mă la Dumnezeu, strigați-mă la Dumnezeu. Că eu pe toți v-am avut și dacă pot vă ajut, că eu pe toți v-am avut. Fiți atenți! Dar care e dorința mea? Care e dorința mea? Vitrina, că ea e speranța mea. Cât ar fi ea de bătrână, tot vorbești o vorbă bună pentru bunicul, spune italianul Gilbert, care ne vede de acolo de sus și ne dă putere. Și ne dă putere. 100%. Și ne-a dat cine dă. 6-8. Dolare Uciu! Pentru vitrina! Care ia parte lui și dacă se ceartă cu copiii. S-a înjurat. S-a rămâna fără număr pentru ea. Pentru vitrina, șefa noastră. Și încă o dată de la tine. Pentru domnul curăitorul care e nepotul tăicuțului. Să aibă fericire și noroc. De la Gălățean pentru măicuța lui vitrina, să rămână. Două vorbe. Pentru toată lumea asta, să rămână. Și cei care sunt nepoților. Ușor spate. S-a înjurat Gilbert că ne vede de acolo strugure și ne dă putere la toți. Să rămână. Mi-a măicuța bolnăvioară, mai las-o pe vitrina, că are dulce vorba și ține familia, și ține familia. Să iubim sau îngrijim, să iubim, să îngrijim și darea ne s-oferim și de ne s-oferim.
tristă cu inima arsă, ne așteaptă pe toți în casă. Ne pune mereu la masă și ne spune o vorbă bună, mamă cu inimă bună, ți-a durerea, ți-o alină. Aia e vitrina mea, e singura șefa mea, ce nu respir fără ea, că e toată mila mea. De la Gilbert. Iauzi. Ai plecat și nu mai vii și nu mai am bucurii. Se cuvine fără bani viața mea, să rămână ție. Măi, Doamne, cum este ziua de paște? Cum este ziua de paște? Ca astru cu de nu se naște. El ne ajută pe toți, și pe frați, și pe nepoți. El ne-a mulțumit pe toți. Și-o puterea ta și-a mea să-i întorc viața lui tata. Dar un foc mare mă arde, așa ceva nu se poate. Mă iau gândurile toate de partea lui. Atentu, uite, domnul Croitorul, să rămână din suflet. Pentru domnul Croitorul. Cât vrea fratele meu, atentu sunt lângă el, să rămână lui și la familia lui. Galățere! Să stai aici ca în familie, la plăcere, fratele meu. Suntem mai noștri. Și Barică, Ivuță, sunt familia noastră. Mă gândesc la cineva care mi-a rupt inima, la strugure forța mea. Unde ești, mai strugure? Vreau să vorbesc cu tine. Când mă apucă focul tău, eu vin la mormântul tău. Și de acolo din mormânt tu mereu m-ai auzit.
Când ți-am spus durerea mea, mi-ai alinat inima. Tot din partea lui Gilbert, italianul s-a înjurat pe familia lui cu siguranță că ne ascultă. El ne ascultă și ne vede pe toți. Oriunde, frații mei. Ia uzi. Gălățene, gălățene, spune tăicuțul tău. Gălățene, gălățene, eu mereu ți-am dat putere. Nu te-am lăsat la belele, te-am ferit mereu de lele. Gălățene! De la atentul meu, pentru gălățeanului, pentru capitanului, s-a înjurat că le-am dat lor putere. Stop. Cine era mila mea, mă? Mai, Doamne, cine era mila mea și toată puterea mea? Cine era mila mea și toată puterea mea? Ia uzi! Ce spunea strugure? Măi, Doamne, cine era mila mea și toată puterea mea și înțelegea durerea mea? Venea atent după mine când vedea că nu mi-a bine. Stai, tăicuțule, cu mine, fiindcă eu nu vreau să pleci, inima să nu mi-o seci. Mă simțea că zbolăvior, dă-mi venea să plâng, să mor. Și aveam, Doamne, mare dor, nu știam ce să mai fac, să nu mi-l văd supărat, să nu-l ard la sufletel, să nu plec de lângă el. Din partea lui Atentu, fără număr pentru tăicuțul lui, pentru domnul Stugure, care ne vede și ne ascultă. Și ne-a lăsat pe copiii lui în locul lui. Ia uzi! V-am lăsat un nume mare. Peste tot să aveți valoare. Eu v-am lăsat numele să aveți astăzi forțele, nume de la strugure. V-am lăsat un nume greu, știe chiar și Dumnezeu. Voi să nu uitați de mine, că v-am fost tată pe lume și v-am făcut numai bine.